Contractele de concesiune a locurilor de parcare din Drobeta Turnu Severin trebuie reînnoite periodic, altfel își pierd valabilitatea. Reprezentanții executivului primăriei au reamintit acest lucru în contextul în care zeci de persoane au pierdut locul de parcare pentru că nu s-au prezentat în termen de 12 luni la Direcția de Patrimoniu pentru prelungirea acestor documente. Anunț important pentru severineni. Proprietarii de autoturisme care au în concesiune un loc de parcare și doresc prelungirea abonamentului pe încă un an trebuie să facă acest lucru cu 60 de zile înainte de expirarea abonamentului. Aceste locuri de parcare sunt valabile un an de zile, iar cu 60 de zile înainte de expirarea termenului de un an de zile, trebuie ca toți cei care doresc să reînnoiască aceste abonamente să meargă la Direcția de Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Drobeta Turnu Severin să plătească pentru încă un an de zile prelungirea abonamentelor, sau această plată se poate, evident, face și online, dosarele se pot depune și online. Abonamentele se vor elibera de către Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin prin Direcția Patrimoniu după achitarea tarifului stabilit de Consiliul Local sau a prețului licitat după caz, aferent perioadei de valabilitate a abonamentului. De asemenea, locurile de parcare se vor scoate la licitație în baza solicitării asociațiilor de locatari. Procedura privind ocuparea locurilor de parcare se inițiază la demersurile făcute de către asociațiile de proprietari, care în acest sens înaintează o solicitare către Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin, iar în baza solicitării asociațiilor de proprietari, Serviciul Gospodărie din cadrul Primăriei Municipiului Drobeta Turnu Severin se deplasează la fața locului, numerotează și marchează acele parcări care se doresc de către asociații a fi scoase la licitație publică. Apoi, printr-un anunțuri publice care se fac fie la locul parcării, fie la sediul asociației de proprietari, se va anunța pentru toți proprietarii din zonă data, ora, locul când se participă la licitația publică pentru acele locuri de parcare. Abonamentele se pot achita la Direcția de Patrimoniu din cadrul Primăriei Drobeta Turnu Severin sau online, la fel cum pot fi depuse și dosarele. Pentru cetățenii care doresc să achiziționeze mai multe abonamente pentru locurile de parcare, această procedură va avea loc doar în contextul în care există mai multe locuri vacante și niciun solicitant pentru acestea. În cazul în care numărul de solicitanți este mai mic decât numărul de locuri de parcare amenajate, se pot atribui locuri de parcare și pentru locatarii din imobilele apropiate care nu au primit locuri în parcarea de reședință.